Vă salut și bine v-am găsit la un nou daily vlog de pe acest canal. Ei bine, astăzi filmesc cu telefonul, deoarece băieți, camera noastră, nu-i găsesc efectiv încărcătorul de la baterie și n-am cu ce să o încarc ca să pot face. Așa că o să filmăm cu telefonul până încărcăm camera și da, trebuie să caut acel încărcător. Pentru că am descărcat camera, că am filmat și chestii. Așa că nu știu ce facem azi, dar în principiu stăm pe aici. Dar o să, sigur, o să facem ceva cu băieții sau ceva. Așa că o să revenim când e ceva interesant. Bun, băieți, și-l avem pe Tudor aici. El stă în întuneric, bine, nu-i camera lui. Bă, zi-mă, de ce stai în întuneric? E mai fain că TV-ul e oricum aprins. Nu stau în întuneric. Bun, băieți, tot îi filmăm ceva, un stumble, ceva? Ce? Iubia s-a trezit omul, băieți. Vrem să facem o serie de jocuri, gen, și să testăm cât mai multe jocuri. Și o să începem cu stumble. Stumble va fi o serie care va fi pe canalul nostru de YouTube. Eu cu Tudi o să deschidem un canal care să-l avem ambii, adică să poste și eu și el, adică nu va fi numai canalul meu, corect? Și ce o să facem? Stumble Guys, nu numai Stumble Guys, adică gen, o să mai punem și shorts, TikTok-ul, gen, ce facem și Tudi. Așa că, da, băieți, nu știu ce să facem. Bă, dar ce facem? Nu știu. Hai, ce bine e, băieți, dar ce-mi bate lumina asta în ochi de la cameră. Vai de mine. Așa că da, băieți, revenim un pic mai târziu, că no, chiar nu avem, că o să filmăm ceva. Așa e mai bine. Dar tot nu mi se duce lumina, vezi? Că filmez cu telefonul și e blițul. Că camera, să vă zic că tu ziceam, bă, zi, știi? Ce? Am pierdut ăla de la încărcătorul, de la camera. Bine, vorba vine, l-am pierdut, nu-l găsesc. Trebuie să-l căutăm. Ca să putem filma, așa că revenim. Bun, băieți, aparent acum o să plecăm. Suntem în mașină, de sunt numai eu, că n-au venit, dar sunt numai eu în mașină. Faza e că, băieți, nu mi-am găsit, trebuie să caut încărcătorul de baterie pentru cameră, pentru că azi, din câte am văzut, fratele meu vrea să plece și o să-i facem un mare, mare prank, băieți. Adică vreau, încerc să-i fac un prank. Nu știu dacă îmi va ieși, sper că îmi va ieși, dar vedem, întâi trebuie să găsim încărcătorul de la cameră, pentru că n-am cu ce să încarc bateria și îmi trebuie camera, așa că o să încerc să-i fac azi un prank, dacă vine, așa că o să fie dublu episod în aceste zile, dacă reușesc să-i fac un prank. De ce? Poate că unii vă întrebați, vreau să spun asta, poate că unii vă întrebați de ce nu am mai postat zilnic cum făceam înainte sau măcar o dată la două zi. Faza e că în ultimul timp am avut cu echipa meciuri de jucat, adică am fost la Brașovia, eu fiind în Brașov, am fost la Brașovia la meci și nu am apucat să fac videouri și chestii de genul. Așa că din asta nu am mai postat, dar o să începem din nou când și săptămâna asta jucăm cu echipa de la București, nu știu, Rapid, Steaua, Dinamo, nu știu, chiar nu știu, că nu ne-a spus, dar de asta, dacă vedeți că vara asta nu o să vină chiar zilnic, luna asta, de fapt, nu o să vină chiar zilnic, de aceea nu pot să postez chiar zilnic, așa că sper că v-am lămurit. Haideți să-i dăm drumul să mergem la magazin, că vreau și eu să mai filmez ceva și deocamdată nu vine nimeni și mi-au zis că plecăm, troll, așa că revenim. Bun, băiți, am revenit pe daily vlog de acasă, uitați și voi. Acum fac că o să mâncăm și chestii, că mi se descarcă telefonul, nu o să mai pot, adică nu l-am mai încărcat de două zile, ce baterie are, 12 Pro,
E super tare bateria, noroc am bateria la ăsta și ține, pentru că dacă aveam, scuzați sunetele din nou în curtea asta, sunt foarte multe sunete, tot mereu când filmez mi-e zbadă cu drojba, badă cu, ba vine elicopterul, ba, nu înțeleg, așa că facem ceva și revenim, că trebuie să-mi găsesc bateria, să-l pun pe ăsta la încărcat și să-mi caut bateria de la cameră, adică încărcătorul bateriei de la cameră. Revenim. Bun, băieți, și am revenit. Faza e că s-a cam anorat afară. După cum vedeți, eu sunt aici și vreau să vă spun că o să-i fac un prank lui Tudi. Tocmai aici a plecat cu prietenii lui și când se întoarce o să-i facem un super, super prank. Încă mă gândesc. Ideea e că acum mă pun să-mi caut bateria de la cameră pentru că nu mai am mult și trebuie să o găsim, așa că revenim. Bun, băieți, am revenit. Eu stăteam aici, după cum vedeți, anunț important că am găsit încărcătorul ăsta, de ăsta vă spuneam, că n-am avut cum ce să mă încarc bateriile. Și, no, vreau să-i dau comandă, că, sincer, nu-l găsisem, deci era într-o pungă până la urmă. Nu, eu l-am pus, mama mea. Bă, era într-o pungă și chestii și am intrat pe internet să caut, gen, că eu cream că căutasem pe peste tot, nu mai găseam, nu nimic, nu mai era, nu-l vedeam, nu nimic. Și nu l-am găsit, am stat vreo oră jumate să-l caut, bă, și zic, no, ăsta mi l-a furat. Și intru repede să mă uit pe F64, gen, cât costă, 300 de lei, bum. Deci, mamă, sunt scumpe, băie, să aveți grijă care are, să nu le pierdeți, pentru că costă foarte mult. Acum aștept să se încarce ca să pot folosi camera, pentru că trebuie să-i facem un prank, după cum v-am zis, de dimineață. Eu o să pregătesc prank-ul. Ideea e că nu o să vă dau niciun spoiler, nici nimic, o să vedeți pe canal. Nu știu care video va apărea prima dată, dar cred că acest daily vlog va fi editat prima oară, va apărea prima dată. Așa că da, băieții, nu știu ce să mai facem, dar o să pregătim să facem prank-ul și da, revenim când avem ceva de făcut. Deocamdată aștept să se încarce asta și aștept să înceapă meciurile din Premier League, astea următoarele, așa că revenim. Bun, băieți, am ajuns acasă și cu pisica aici, fain. Am dat un pic o biclapă aici, am văzut că a început Mioveni FCSB și da, mergem să ne uităm acum. Am început prank cu băieți, atâta vă zic că trebuie să vă uitați neapărat pe canalul meu, hai că intrăm în casă și revenim. Băieți, hai că am revenit de aici direct, ne uităm acum la meciul cu Mioveni FCSB, după cum vedeți aici așa frumos. Nu știu ce se întâmplă cu FCSB, chiar este ceva în regulă, pentru că, nu știu, deja 1-0 cu ultimul loc, cu Mioveni, cu, se chinuie cu echipe din Georgia și chestii, chiar nu știu, băieți. Nu că sunt eu fan FCSB, adică nu țin cu FCSB-ul deloc, nici cu Dinamo, nici cu Rapid, deci nu îmi place nicio echipă de genul. Eu țin cu Sepsi, adică... No, mi se pare o echipă ok, cu o conducere foarte bună, foarte serioși, adică no. Chiar dacă a pierdut cu Djur Gardens, totuși este campioana Suediei. Gândiți-vă, CFR, FCSB-ul a pierdut cu o echipă din Georgia în deplasare, adică este inegalabil ce se poate întâmpla. Eu zic că la cum a pornit tot în România, Sepsi câștigă campionatul, e cea mai în formă echipă. Așa că o să vedem ce se va întâmpla mai departe, dar... revenim. Hai că aparent a egalat și FCSB-ul acum. Se joacă la 1-1. Bă, totuși o echipă din cu renume să piardă cu, adică să facă egal cu ultimul loc din Liga 1 e ceva, nu știu, nu pot să explic. Dar no. Egal una aici, eu zic că iese foarte, foarte ușor din Conference League. Adică asta e etapa 3, dacă dă de o echipă mai tare după aia, la revedere. Nu știu dacă mai rămâne,
Dar, ce să zic, eu sper doar ca Șepsi să bată acum și... Dar este foarte greu să bată campioana Suediei, așa că, da, nu știu ce să zic. Da, băieți, apare nu-i corect, s-a prins de prank-ul meu, nu. Și ne uităm la rapid frumos aici. Da, s-a prins, băieți, de prank-ul meu. Ah, s-a prins. N-am ce să fac, acum a plecat să... la prietenii lui. Dar nu știu ce să mai fac, băieți, deci s-a prins aparent. Bine, nici nu am făcut semn gen bine, că n-am prins bine chestia asta de chipsuri acolo. Da, ai, băieți, nu va mai apărea clipul prank-ul ăsta, că n-a ieșit, n-am ce să fac. Dar da, băieți, ne uităm acum la FC Argeș și după aia mai vedem ce facem. Ia uitați aici lotul, frumos. Ne uităm la FC Argeș un pic că joacă cu Rapidul. Eu, chiar dacă nu țin cu niciuna dintre ele, eu mă uit la mai toate meciurile din Superliga. Nu știu de ce mă uit, că la asta o să mă uit, că altceva mie nu-mi place pe televizor, mă mai pe YouTube sau chestii. Așa că, da. Bun, băieți, am mai făcut treaba la calculator, am mai editat și chestii, ce mai aveam de făcut. Așa că cam atât a fost și cu acest daily vlog, este ora asta, 23 și 13 minute. Cred că o să mă culc acum. Ei bine, nu uitați să dați acolo un like, să vă abonați, iar noi ne revedem la următorul clip. Pa, pa!